you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare la Bitcoin și totodată o să analizăm și EURUSD și DXY. Haideți să ne uităm la Bitcoin, dar vreau să ne uităm pe monthly. Da? Și haideți să vă explic exact de ce. Vă spuneam eu prin decembrie, da, că din ianuarie practic trecem în bull market. Din ianuarie începe oficial bull market-ul conform analizei mele. Da? Și se pare că am avut exact prima lună din ianuarie, am mers și a testat o rezistență foarte puternică. Și haideți să vă arăt mai exact ce rezistență am testat și de ce s-a oprit acolo. Da? Motivul pentru care s-a oprit, unde s-a oprit, mai exact la 23.314, a fost rezistența acestor două luni, da? Adică iulie și august, da? Unde am avut rezistență, iar ianuarie s-a oprit fix în el. Ceea ce înseamnă, da, conform teoriei mele, da, înseamnă că am mers, am testat și acum ar trebui să avem un pullback. De ce? Păi, haideți să vă explic de ce. Practic, noi aici am avut o suport, a rupt suportul, a rupt rezistența și a ajuns la următoarea rezistență. Da? Deci, conform teoriei mele, da, o să vă și arăt exact care este. De aici trebuie să coboare înapoi aici. De ce? Pentru că ăsta era următorul nivel, da, de rezistență pe care l-a rupt, da? Și normal trebuie să întoarcă, da? Să le ia suport, dar vreau să fiți atenți la încă ceva. Este posibil să întoarcă până aici. Da? Pentru că aici și-a creat suportul, da? Și rezistența, scuze, și aici e posibil să îl țină ca și suport și de aici să plece, da? Primul nivel 0.38 este critic. Practic eu pe la 21.000 am take profitul pe short, da? Bun. Acum, astea fiind spuse, haideți să ne uităm încă o dată. Deci ar trebui undeva aici, haideți să luăm și unul. Să vă spun de ce acolo, da? Undeva pe la, vedeți, 20.500, cam 0.3 o fi bun aici. Spun eu că acolo ar trebui să coboare, da? Bun, o să vedem, da? Gândiți-vă că vă arătam acum prin decembrie, eram singurul care spuneam că o să urmeze bull market-ul și toată lumea zicea că se duce la 10.000 sau la 5.000 sau la 3.000, da? Momentan așa arată. Vedem ce o să întâmple, cum. Gândiți-vă că suportul la 19.700 este un suport critic. Dacă pe ăsta îl rupem, se anulează tot. Deci tot ce v-am spus până acum se anulează și mergem mai departe la următorul nivel, la 14.000. Dacă, da? Luați în calcul tot timpul dacă. Bun, haideți să mergem pe EURUSD și vedem cum arată și la ce să ne așteptăm. Bun, momentan ar trebui să avem un pullback. L-am avut și suntem la un nivel, am rupt și acest canal, da? Două secunde. A rupt și acest canal, dacă luăm rezistență, o să meargă și mai jos. Dar eu cred că avem o corecție de tip A, B, C. Deci e posibil oricând de aici să mai vreau o dată să urce. Așa că mare grijă. Da? Haideți să ne uităm la DXY. DXY-ul poate să facă ceva foarte interesant. Am avut aici o rezistență. A rupt rezistența. Deci este posibil să aibă un pullback și apoi să meargă mai departe. Ceea ce înseamnă, da, mai departe la următoarea rezistență naxă sau la următoarea rezistență aici. Da? Bun, ceea ce înseamnă că EURUSD, dacă DXY-ul o să aibă un pullback, da, e posibil să mai vrea să urce. Cum totodată, Bitcoin-ul, vedeți că și el a rupt suportul, da, dar avem un suport critic aici.
e posibil să mai încerci încă o dată de aici și după aia să cadă. Da? Eu momentan am ieșit în poziție, fiindcă mi-am luat profitul, o să vă și arăt, și dacă nu îl rupe, da? Nu rupe această rezistență, o să mergă și mai jos. Dar linia roșie, 22.750, este suportul critic. Dacă îl rupe, așteptați-vă să meargă la 0.3 Fibonacci. Da? Bun, haideți acum să vă arăt pe canalul de Discord trade-urile pe care le-am făcut zilele acestea. Eu și comunitatea, de pe 5 februarie. Da. Le vedeți aici pe toate. Da? E ok? Bun, haideți să revenim înapoi. Haideți să mergem la EGLD. EGLD-ul arată foarte bine. Din punctul meu de vedere, are un invert head and shoulder. Da? Observați? Ceea ce înseamnă că dacă ține suportul 0.38 Fibonacci, da? Primul target ar trebui să fie 51.06, ține 0.6 63, da? Asta trebuie să facă în perioada următoare, dar suportul de la 44.29 este critic. Dacă îl rupe, invalidează tot, da? Poate să meargă mult mai jos. Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Vreau să vă mulțumesc pentru like-uri. Aștept cu drag întrebările voastre sau feedback-ul vostru. Dacă vreți să intrați pe site-ul școala-de-trading-crypto.ro, aveți vă o întrebare, puteți să programați o consultanță gratuită cu mine, accesând link-ul, da? Vă puneți aici datele, stabiliți ora când vreți și oricând puteți să mă întrebați orice sau dacă pot să vă ajut în vreun fel. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!